dimineața tuturor! Dimineața! O zi frumoasă de noiembrie, putem spune că e un fel de primăvară. Da. Iarna se lasă mult așteptată. În această săptămână am decis să facem o excursie la Sinca Veche, să vedem unul dintre cele trei puncte energetice din România, Templul Dacic se numește. Celelalte două sunt Sarmisegetuza și Sfinxul. Următoarea noastră oprire o să fie la moara de la Orhan. Așa e bine? Da. Și ultima oprire pe ziua de astăzi. Singura cetate, de fapt cea mai bine păstrată cetate din Europa. Și singura cu 3 stele Michelin. Prejmer. Trei stele Michelin din România. Da, trei stele Michelin din România. Să dăm drumul la vizionat. Templul Dacic și cu mănăstirea rupestră și cu chilia. Este o chilie în vârful dealului. Muschit. Mai exact. Sunt situate în localitatea, comuna Sinca Veche, care este undeva la 220 de kilometri de București. Din punctul nostru de vedere, chiar merită vizitată. E o zonă care te poți liniști, spus liniști creierii după o săptămână de muncă în București. Și e foarte, foarte curat. Trebuie să urcați foarte multe trepte. Următoarea oprire, moara de apă de la Orhan. Dacă vreți să vedeți cel mai mare complex de mor de apă, în dreapta sus, filmulețul din Cara Severin, chiar merită. Am ajuns la moara din Ohaba, da? Deci nu Orhan, cum am vorbit prostii până în momentul de față, este Ohaba. Este situată la 2 km de templul Dacic, pe care l-am văzut puțin mai devreme. Este cea mai veche moară din Transilvania. Și singura funcțională la ora actuală. Exact, e din 1873. Toate piesele din cadrul morii sunt originale, 100%. Ne-am întâlnit cu un domn foarte, foarte simpatic. Ne-a povestit exact istoria misteria morii. Înăuntru sunt două roți, una care este acționată electric și una care este acționată fix ca acum 150 de ani cu ajutorul apei.
cea electrică nu mai funcționează. A spus că nu vrea să mai funcționeze pentru că nu este ok. Distruge structura mării. Exact. Intrarea este modică, 5 lei, cât să puteți, cât poate să întrețină această mare. Nu știu, puteți să veniți să vizitați, chiar merită și ajuta și pe ei să arate mai departe un tip de istorie. Și este mult mai mare decât ceea ce am văzut în care asemenea. Să mergem mai departe. Și la cetatea Prejmer. Nu e degeaba ei se spune cea mai bine păstrată cetate din Europa. Chiar își merită cele 3 steluțe Michelin pe care le-a primit. Ce face bine acolo? Admiră. Da. Peisajul de sus. Deci până acum, cred că am vizitat, nu știu, 10-15 cetăți pe România. Asta puteți să dați dorul cetății absolut aproape toate cotloanele posibile. Am ajuns și în pod, după cum ați văzut. Foarte, foarte frumoasă. Așa. Și au avut o viață foarte frumoasă. Și am văzut ușițe micuțe, aici. Adică, nu știu, întrebau pentru pitici. Ia, dar se jucau cu mingiuțe. Da. Așa erau pe vremea, atât de înalți erau. Mi-e foame. Hai să mergem. Hai să mâncăm. Dragilor, la recomandarea unor prieteni am ajuns să mâncăm la Hanul Mureșinilor, care este în Săcele, fix lângă Brasov. Probabil că cei care sunt în Brasov știți de acest loc. Mâncarea este genială. Mâncarea este foarte bună și porțile foarte, foarte mari, cel puțin pentru mine. Ea trebuie să-și cumpere de la copii de acum înainte. N-au porții de copii. Eu am mâncat o pomană porcului și ea un șnițel cu piure. De fapt, a fost două bucăți cam așa de șnițel cu piure. Și am avut jumătate de porc în farfurie cu mămăliguță. Puteți să treceți pe aici data viitoare când ajungeți în Brașov. Mulțumim. Cu plăcere. Nu ai pachet. Să vă fie de bine. Trase așa ca să ceva. Avem fetițele care trebuie să mănânce. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, aveți grijă de voi!